Noi trei. Da, ei, da, noi trei. Patria mea are sonde, grâu și uraniu. Hai. Ca odinioară. Aha. Cu sufletul, hai. Cel mai frumos pentru mine și nu cred că sunt chiar vorbe mari este dacă reușesc să spun o poveste. Că e pe film, că e pe teatru. Dar pentru mine, într-un fel, toată povestea asta cu copiii este un fel de salvare. Și mă simt mai în largul meu. Probabil eu încă mai sunt în interior destul de copil și atunci comunic altfel cu copiii. Eu sunt aici, Alexandra. Copilul cu copii. Cosașul, cosașul. Este al treilea an. Al treilea an la Palatul Copiilor. Pentru mine e un fel de refugiu, ca să zic așa, că sunt puțin dezamăgit de lumea profesioniștilor. Ei, cu copiii, la început mi-a fost puțin greu, pentru că nu am avut experiență pedagogică, dar ei sunt atât de sătui de sistemul ăsta, cum bine știi, de sistemul învățământului românesc. Și aici ei vin, e și un fel de, nu detașare, e un fel de loc în care ei se simt bine. Ei vin cu drag aici, eu îi gonesc acasă. Ură, zici! Cât te ajută ea, dar ies câteodată mă mai supăr, ca să zic, ca să nu zic că enervez, că n-am aia, n-am aia, că ai vrea să faci mai multă poezie și asta o faci cu o lumină mai specială, cu un sunet mai nu știu cum, dar merge și fără. Sunt foarte mulțumit că s-au deschis ei, că pricep ce se întâmplă cu lumea, cu viața și asta cu ajutorul teatrului. Teatrul este un instrument, sper eu așa, nu știu dacă reușesc sau dacă vor reuși, să meargă cumva cu ochii mai deschiși și cu inima și cu sufletul, să înțeleagă cine știe ce așteaptă.